Avem deosebita onoare să avem alături de noi pe Tritian Emanuel, care face parte din Asociația ANAH și parte în organizația Împreună pentru Africa și care nu de mult a fost în misiune în Uganda. Am vrea pentru început să ne spuneți, să vă prezentați și să ne spuneți ce reprezintă această asociație ANAH și ce reprezintă Împreună pentru Africa. Mă numesc Emanuel Tritian, sunt membru în Biserica Baptistă Betel din Cluj și membru în Asociația Creștină de Ajutorare HANA. HANA, ca și asociație, are proiecte atât în România, unde ajutăm mai multe familii sărace, cât și în Africa, care este proiectul nostru cel mai mare și mai important și mai aproape de sufletul nostru. Am început acum 5 ani acolo un proiect prin care vrem să îl ducem pe Hristos. Dar de asemenea vrem ca să ajutăm oamenii de acolo să vadă că ne pasă de ei. Am considerat că este timpul ca și românii să meargă și să ajute alte nații, așa cum și ei au fost ajutați după Revoluție. Astfel că am achiziționat acolo un teren de 2 hectare, unde am început construirea unei baze de misiuni. Bază de misiune care, atunci când va fi terminată construcția, va conține clinică, va avea o școală cu internat, va avea o biserică, va avea mai multe clădiri pentru misionarii pe termen scurt și pe termen lung și vrem ca prin ceea ce facem acolo să fim o lumină pentru acei oameni. Ne bucurăm că până acum Dumnezeu a fost credincios și am văzut binecuvântarea Lui și felul în care El a lucrat în proiectul nostru de acolo. Tot ceea ce am reușit să facem e doar meritul Lui. Noi am fost doar simpli pion de care el s-a folosit și ne bucurăm că avem onoarea aceasta de a fi vase de care Dumnezeu să se folosească. Anul acesta am fost acolo cu o echipă în luna februarie-martie și am terminat prima construcție. Este construcția pentru misionarii pe termen scurt și dorim și ne rugăm și cerem de la Dumnezeu ca până în anul 2017 toate cele 13 clădiri să fie construite. Situația în Uganda este câteodată mai gravă decât am auzit și în unele locuri mai frumoasă decât am auzit. Am întâlnit acolo situații de boală, situații de disperare chiar uneori. Am întâlnit, personal am fost șocat de momentul în care am fost în timpul Karamojong și discutam despre ei, de felul în care ei primesc ajutor medical. Și una din mame ne-au zis că ei nu merg niciodată când se îmbolnăvesc, rar se întâmplă să plece către spital, deoarece se întâmplă ca uneori să moară pe drum către spital sau să fie imposibil pentru ei să ajungă acolo. Așa că preferă să rămână acasă și să spere, ori se vor vindeca, ori vor muri. Am întâlnit acolo momente în care, ca și creștini, ne-am simțit mici. Vizitând tribul Karamojong, un trib situat la graniță dintre Uganda și Kenya, am văzut acolo o cultură puternic înrădăcinată în trăirea lor. Și am văzut bărbați care și-au mai multe neveste, am văzut păcatul care atinge culmi inimaginabile pentru noi în România, pentru ceea ce am văzut eu personal până acum. Și în momentul ăla ne-am simțit mici și am înțeles și am cerut de la Dumnezeu să ne dea El putere și înțelepciune să știm ce să facem. În momentul ăla am înțeles că dacă vrem ca Evanghelia care o aducem să câștige inimi și dacă vrem ca Evanghelia care o ducem să schimbe oameni acolo în Africa, noi suntem neputincioși, dar credem într-un Dumnezeu care are putere și credem într-un Dumnezeu care e viu și credem în puterea Duhului cel Sfânt și ne rugăm ca El să ne dea înțelepciune să știm ce trebuie să facem ca să ajungem la inimile acelor oameni. În ce constă deci acest proiect? Cum credeți? Care sunt direcțiile în care vreți să acționați pentru ca să duceți Evanghelia în Uganda?
Și apoi ce nevoie aveți și cum puteți fi ajutați în această lucrare de cei care vă urmăresc și vă vor urmări. În predica de pe munte, Domnul Iisus zicea că oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu vostru care este în ceruri. Și vrem ca Evanghelia care o ducem să nu fie doar o Evanghelie rostită de pe buze, ci vrem să fie o Evanghelie practică. De aceea vă ziceam, construim baza de misiune. Acum, sunt mai mulți frați și mai multe biserici din țară și din diaspora care ne ajută, doar biserici române, pentru, după cum ziceam la început, credem că e momentul românilor să meargă și să ajute alte țări. Și cel mai mult ne-am bucurat dacă am primit ajutor alte biserici care, în primul rând, vrem să ne susțină în rugăciune. În anii ăștia de când am început proiectul, am văzut ce mare putere are rugăciunea. Am văzut felul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu pământul, cu tractorul, cu banii pentru construcție. De fiecare dată când am mers acolo, am avut exact atâția bani cât am avut nevoie ca să terminăm ceea ce ne-am propus. Și am văzut felul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a dat tot ceea ce am avut nevoie. De aceea vă rugăm să vă rugați pentru noi. Apoi, dacă aveți în biserică oameni, tineri, care au inimă pentru misiune, care pot să vină și să facă parte din proiectul Împreună pentru Africa, care sunt hotărâți ca orice s-ar întâmpla acolo, oricât de greu ar fi, să meargă înainte. Asta a fost unul din... Asta e una dintre condițiile când mergi misionar într-o țară străină, într-o țară ca și Uganda. Să pornești hotărât că orice s-ar întâmpla, orice ar trebui să mănânci acolo sau oricare ar fi condițiile în care trăiești, să zici, o fac asta pentru Domnul, nu o fac pentru mine și nu o fac ca să mă simt eu bine. Și în ultimul rând, bineînțeles, o astfel de misiune se face cu o considerabilă, un considerabil ajutor financiar. Toți misionarii care vin în misiune, se implică în acest proiect, își susțin costurile de transport, de cazare și toți banii pe care noi îi strângem îi folosim pentru construcția acestei baze de misiune. Deci, dacă Domnul vă pune pe inimă, dacă credeți că puteți să ajutați și în acest fel proiectul Împreună pentru Africa, vă rog frumos să o faceți, suntem mulțumitori. De asemenea... Dar cum puteți fi contactați? Puteți să ne contactați, avem site-ul Împreună pentru Africa, www.împreunapentruafrica.com. Ne puteți găsi și pe Facebook, pagina noastră de Facebook este Împreună pentru Africa. Și ne puteți scrie pe e-mailul pentruafrica@gmail.com. Vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute realizarea proiectului care îl aveți. Mulțumim frumos!